E conducătoarea bisericii, dar nu îndrăznește să supravegheze lucrarea conlucrătorilor. M-am temut să nu spună că abia am devenit conducătoare și mă amestec în toate lucrările, că nu mă cunoșteam pe mine însămi. Ea face puține lucrări practice și, în final, este emondată, tratată și suspendată din funcție. M-am urât... De ce nu am practicat adevărul susținând Biserica? De ce trăiam conform filozofiilor satanice? Judecata și revelația cuvântului lui Dumnezeu o face să-și cunoască absurditatea părerilor. Ce anume câștigă când practică adevărul și acționează conform principiilor? Cu doi ani în urmă, când am început să slujesc drept conducătoare, câțiva dintre partenerii mei crezuseră în Dumnezeu de mai mult timp. Am crezut că înțelegeau adevărul mai bine decât mine și aveau mai multă experiență. Așa că nu am îndrăznit să pun prea multe întrebări despre unele lucrări. M-am temut ca ei să nu spună că abia am devenit conducătoare și mă amestec. Și încercam să mă implic, deși nu știam nimic. În unele chestiuni de principiu, nu îndrăzneam să susțin punctele de vedere. Mă temeam că alții vor spune că eram arogantă și nu aveam cunoaștere de sine, așa că eram reținută în datoria mea. Cu astfel de gânduri este ușor să te simți constrâns. Da. Am văzut că o parte a lucrării înaintea prea încet frații și surorile, își făceau îndatoririle fără a înțelege principiile iar progresele erau întârziate din cauza lucrurilor triviale. Abigail supraveghea lucrarea de doi ani, dar nu înțelegea profesia și nu rezolva probleme practice. Nu era potrivită să fie conducător. Pentru că Lucia era responsabilă pentru Abigail, i-am raportat problema Luciei și am sugerat suspendarea. Însă ea a spus că Abigail încă putea face unele lucrări și că nu-i putea găsi un înlocuitor adecvat, așa că voia să o păstreze. Auzind ce a spus Lucia, m-am împotrivit. Abigail este conducătoare de aproape doi ani, dar nu a rezolvat nici măcar unele probleme de bază, ceea ce a afectat progresul lucrării cum să rămână. Știind că nu e potrivită pentru post, ar trebui să nu mai folosim aici și să cultivăm cineva cu un calibru bun. Da. Asta e conform principiului. Da. da. Voiam să-i spun Luciei că trebuia să acționăm conform principiilor. Dar apoi mi-am spus... Deja a spus că nu-i poate găsi un înlocuitor acum. Dacă-i tot cer să o transfere pe Abigail, va simți oare că îmi depășesc atribuțiile și mă amestec? Abia începusem să lucrez... Dacă îi las această impresie Luciei, cum putem fi partenere? Las o baltă. Mai bine nu mă bag. Am aflat că Dena, care supraveghea activitatea video, nu făcea lucrări practice. Proiectul video de care se ocupa nu respecta standardele. Nu cunoștea starea oamenilor din grupul ei sau problemele cu care se confruntau. Și trebuiau să-și refacă materialele video, ceea ce întârzia progresele. Am discutat cum să tratăm problema. Toți credeau că Dena avea o umanitate decentă, că fusese responsabilă cu lucrarea video și cunoștea profesia. Așa că, nefiind alți candidați, putea rămâne în funcție. Când am auzit asta, nu am fost de acord. Nu o puteți păstra doar pentru că este familiarizată cu postul. Contează dacă face lucrări practice și rezolvă probleme. Dena nu poate rezolva deloc problemele din activitatea video. Nu este adecvat să o păstrăm în funcție, trebuie înlocuită. Le-ai spus asta con lucrătorilor? Nu. Eram îngrijorată. Principala responsabilitatea lui Jackie este activitatea video, și toți cred că Dena este potrivită. Iar dacă nu sunt de acord, vor crede că preiau prea mult control? Înainte voiam să o transfer pe Abigail, iar acum vreau să o suspend pe Dena. Oare conlucrătorii mei vor crede că sunt arogantă? că vreau să înlocuiesc pe oricine consider nepotrivit fără a-i da șansa de a se căi și că sunt crudă? Așadar îmi rețineam cuvintele. Responsabilitatea conducătorilor e să îndepărteze supraveghetorii nepotriviți. E față de asta. E o neglijare a datoriei. Mm, așa este. Însă atunci îmi păsa doar să-mi păstrez relațiile cu ceilalți. După mai mult de o lună, atât Abigail, cât și Dena au fost suspendate. Tot atunci superiorii au considerat că eram o conducătoare irresponsabilă pentru că nu am înlocuit la timp conducătorii nepotriviți. M-au tratat aspru pentru că nu am făcut lucrări practice, susținând că trăiam pentru a le face pe plac altora. Nu practicam adevărul și nu susținam biserica. Nu eram potrivită să fiu conducătoare. Am fost suspendată. Emondarea și tratarea din partea conducătorilor m-a afectat. Nu-mi dădusem seama că meritam suspendarea. M-am întristat. În datoria mea au rămas regrete și îndatorare față de Dumnezeu. M-am urât sincer. De ce nu am putut practica adevărul și susține biserica? De ce trăiam conform filozofiilor satanice? M-am rugat lui Dumnezeu, cerându-i să mă îndrume să înțeleg. Mm -hmm. Am citit aceste cuvinte. Care este firea de a fi responsabil în datorie, de a o face neglijent și superficial, asemeni oamenilor de paie, și de a nu apăra interesele casei lui? Aceasta este viclenie. Este fira satanei. Cel mai izbitor element din filozofiile de trai ale omului. Oamenii cred că dacă nu sunt vicleni îi vor ofensa pe ceilalți și nu se pot apăra. Ei cred că trebuie să fie suficient de viclen pentru a nu răni sau jicni pe nimeni. Păstrându-se astfel în siguranță și câștigând un punct ferm de sprijin în rândul maselor. Toți necredincioșii trăiesc după filosofia satanei. Toți sunt oameni de paie, nu ofensează pe nimeni. Ai venit în casa lui Dumnezeu, ai citit cuvântul lui și ai ascultat predicile din casa lui. De ce ești un om de paie? Oamenii de paie își protejează doar propriile interese, și nu interesele Bisericii. Ei văd că oamenii fac rău, dăunează intereselor Bisericii, dar o ignoră. Le place să fie oameni de paie și să nu ofenseze, este iresponsabil și acest tip de persoană este vicleană, nevrednică de încredere. Pentru a-și proteja propria vanitate și reputație și pentru a-și menține statutul, unii oameni sunt fericiți să-i ajute pe alții să se sacrifice pentru prietenii lor, indiferent de preț. Însă când trebuie să protejeze interesele casei lui Dumnezeu, adevărul și dreptatea, ei nu să lășluiesc intenții la fel de bune. Când ar trebui să practice adevărul, nu o fac. Ce se întâmplă? Pentru a-și proteja propria demnitate și reputație, ei vor plăti orice preț și vor îndura orice. Însă când trebuie să facă lucrarea adevărată, să protejeze lucrurile pozitive și să-i protejeze și să-i aprovizioneze pe aleșii lui Dumnezeu de ce nu mai au puterea să plătească orice preț și să îndure orice? Acest lucru este de neconceput. Au un fel de fire care ea îi este lehamite de adevăr. De ce spunem asta? Pentru că dacă un lucru implică a fi martor pentru Dumnezeu, practicarea adevărului, protejarea aleșilor lui Dumnezeu, lupta împotriva înșelăciunilor satanei, Protejarea lucrurilor pozitive, ei fug și se ascund, și nu fac ceea ce se cuvine. Când vedeți o problemă și nu o interceptați, nu aveți părtășie despre ea, nu încercați să o limitați, și nici nu o raportați, ci jucați rolul unei persoane drăguțe. E lipsă de loialitate? Sunt oamenii drăguți loial lui? nici măcar puțin. Ei nu sunt doar neloiali, ci se comportă asemeni complice lui satanei, ca un servitor al acestuia. Este necredincioasă în datoria și responsabilitatea sa, însă este destul de loială satanei. În asta constă esența problemei. Amin. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu dezvăluie că nu susținem lucrarea bisericii făcându-le pe plac oamenilor. Da. Da. Cuvântul lui Dumnezeu spune că oamenii viclem fac orice pentru interesele lor. Pentru a-și păstra reputația, când se înțeleg cu oamenii, ei practică filozofiile lumești. Dacă e nevoie să protejeze lucrarea bisericii, se dau înapoi. Da. Eram o astfel de persoană. Devenind conducătoare, am văzut conlucrători care crezuseră în Dumnezeu mai mult timp, aveau experiență. Așa că simțeam că trebuia să mă cunosc pe mine însă. Nu puneam multe întrebări. Pentru a evita să-i fac să creadă că eram băgăcioasă, să le fac o impresie rea. Pentru a menține o relație bună cu conlucrătorii mei, pentru a păstra o poziție fermă, am devenit vicleană. Și am acționat precum cineva care le face pe plac oamenilor. Văzând conducător fași în biserică, nu i-am suspendat. Chiar în aria responsabilității mele, nu am pus prea multe întrebări. Ar fi părut că îmi depășam atribuțiile. Am trăit după tăinuirea greșelilor prietenilor face o prietenie lungă, e mai bine să spui mai puțin. Tăcerea e de aur. Protejează-te pe tine însuți, caută să scapi de vină în toate lucrurile îmi relația cu oamenii și imaginea. Le urmam și le imitam părerile. Fără a ține cont dacă lucrarea bisericii ar suferi. Am văzut probleme, dar nu le-am menționat. Știam că ar trebui să practic adevărul, însă m-am protejat și am urmat mulțimea. Eram vicleană, îmi era lehamite de adevăr am crezut că era inteligent să nu menționez greșelile. Astfel puteam menține relația dintre mine și conlucrători și câștiga o poziție fermă. Nu m-am așteptat să fiu dezvăluită și suspendată. Adevărul domnește în biserică. Dacă trăim conform filozofiilor satanice, nu putem găsi sprijin aici. Corect. Am văzut conducătoare nepotrivite, dar nu am îndrăznit să susțin principiile l-am lăsat să continue să dăuneze lucrării. Protejam conducătoare false. Acționam drept complicele satanei, făcând rău. Când m-am gândit la asta, m-au cuprins remușcările. Dacă aș fi susținut principiile și l aș fi suspendat pe conducătoare, lucrarea bisericii n-ar fi fost întârziată. Am reflectat asupra mea. De ce am simțit că am mi exprima părerile sau a face mai mult din lucrare, însemna să mă implic prea mult. Citind cuvântul lui Dumnezeu, mi-am dat seama că această părere era complet absurdă. Cuvintele lui Dumnezeu spun... Ce este datoria? E o însărcinare încredințată de Dumnezeu, Face parte din lucrarea casei lui Dumnezeu. O responsabilitate pe care toți aleșii lui Dumnezeu ar trebui să o asume. Este datoria un soi de strădanie? Este o chestiune personală de familie? Putem spune că, odată ce ți s-a dat o datorie devine o treabă personală? Categoric nu. Cum să o îndeplinești? Acționând în acord cu cerințele, cuvintele lui Dumnezeu și comportându-te pe baza principiilor adevărului, iar nu pe baza dorințelor omenești. Unii spun: Odată ce am o datorie, nu e treabă personală. Datoria mea este răspunderea mea, și lucrurile de care răspund nu sunt personale. Considerând datoria treaba mea, nu înseamnă că o voi face bine. Aș face-o bine dacă nu aș trata-o ca fiind personală? Sunt cuvinte corecte, sunt greșite, în contradicție cu adevărul. Datoria nu reprezintă afacerea ta, este treaba lui Dumnezeu, face parte din lucrarea lui. Trebuie să o faci după cum îți cere Dumnezeu și cu ascultare față de el pentru a fi la nivelul standardului. Dacă este făcută conform noțiunilor, închipuirilor tale, nu este la nivelul standardului. Să-ți faci datoria așa cum dorești nu înseamnă să-ți faci datoria. Pentru că asta nu este în gestionarea lui Dumnezeu și nici nu este lucrarea casei sale. În schimb, îți conduci propria operațiune, propriile sarcini. Acesta nu este un lucru pomenit de Dumnezeu. Amin. Amin. Dumnezeu explică definiția datoriei în credințarea și însărcinarea dată de Dumnezeu oamenilor. Când acceptăm o datorie, acceptăm o responsabilitate. Când ne facem îndatoririle, ar trebui să practicăm adevărul, doar astfel putem face voia Lui. Corect. Ca și conducător al bisericii, toate aspectele lucrării ei, plasarea sau transferul personalului urmărirea și soluționarea diferitelor probleme, supravegherea altor conlucrători, se aflau în aria mea de responsabilități. Mm. Eu am interpretat am face bine treaba drept o depășire a atribuțiilor. Am crezut că dacă am grijă de lucrarea mea și de responsabilități, înseamnă să fac prea mult, ar jigni oamenii și mi-ar afecta relațiile nu am considerat am face datoria a practica adevărul drept ceva pozitiv, din potriva am simțit că mi-aș afecta interesele. Ideea mea era ridicolă. Eram pradă acestei greșeli, incapabilă să-mi tratez datoria adecvat și ne ținând cont de voia lui Dumnezeu. Văzând conducătoare false, nu am îndrăznit să menționez acest lucru și să urmăresc lucrarea pe care ar fi trebuit să o urmăresc îmi păstram relația cu colegii și funcția de conducere. Nu îmi făceam datoria deloc. Intenția mea în datorie era greșită. Practicarea adevărului devenise depășirea atribuțiilor. Am folosit-o ca scuză pentru a nu face lucrări practice. Eram atât de vicleană. Chiar și un frate sau o soră obișnuită, dar un conducător al bisericii, dacă vede antihriști și conducători falși, trebuie să ia atitudine, să-i expună. Asta e responsabilitatea, dar și obligația noastră. Da. Atunci când am chipzuit dacă Dena era potrivită să fie supraveghetoare, m-am temut că, dacă propuneam suspendarea ei, conlucrătorii mei ar fi crezut că eram arogantă. Și că voiam să înlocuiesc pe oricine consideram nepotrivit, fără a-i da o șansă. În această privință, nu doar că trăiam conform filozofiilor satanice, ci nici nu puteam distinge între aroganță și aderarea la principiile adevărului. În cuvântul lui Dumnezeu am citit Dacă ori de câte ori ai o opinie, susții orbește că este corectă și ce trebuie făcut, atunci ești arogant. Dacă ai o idee sau o opinie pe care o consider corectă, dar nu crezi în tine însuți și te poți asigura având părtășie, acest lucru nu înseamnă a fi neprihănit de sine. Este rațională obținerea consimțământului și aprobării înainte de a acționa. Dacă ești sigur că ai găsit o problemă, și ca a vorbi despre asta ar fi util lucrării, totuși nu îndrăsnești să respecti principiile care e problema. Dacă știi că un lucru este o problemă, de ce te temi să respecti principiile? Este o problemă cu un caracter serios și implică dacă iubești adevărul și dacă ai simțul dreptății. Ar trebui să dai glas opiniei tale chiar dacă nu știi dacă este corectă. Dacă ai o părere sau o idee, ar trebui să o spui și să-i lași pe ceilalți să o evalueze. Asta îți va aduce beneficii și te va ajuta să o rezolvi. Dacă te gândești, nu mă implic. Dacă ce spun e corect, nu vor fi recunoscute meritele. Dacă e greșit, voi fi tratat. Nu merită. Nu ești egoist demn de dispreț? Omul se gândește la interesele lui, fiind incapabil să practice adevărul acesta. E cel mai dificil lucru la oameni. Nu aveți astfel de filozofii de viață și uneltiri în voi? Există multe filozofii de ale satanei în voi care v-au copleșit multă vreme. Oamenii ascultă ani de zile predici, dar nu știu adevărul. Intrarea lor în adevăr e lentă. Iar statura lor rămâne atât de mică. Motivul este că astfel de lucruri corupte îi împiedică și îi tulbură. După ce trăiește omul atunci când trebuie să practice adevărul? Trăiește după fir corupte, după noțiuni, închipuiri, filozofii de viață, daruri. Trăind așa, omului este greu să vină înaintea lui Dumnezeu. Deoarece sarcina lui este prea mare, și jugul său prea greu. Faptul că omul trăiește așa este rupt de adevăr. Aceste lucruri te împiedică să înțelegi adevărul și să îl practici. Dacă nu înțelegi adevărul, credința ta în Dumnezeu nu va crește, cu atât mai puțin cunoașterea ta despre El. Un lucru foarte lamentabil și înfricoșător. Amin. Amin. Am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că dacă ai un punct de vedere, dar nu cauți principiile adevărului, nu ai părtășie și nu discuți, decizi orbește că ideea ta este corectă și vrei să te asculte ceilalți. Ești arogant. Dacă părerile pe care le ai sunt neconforme principiilor adevărului, dar crezi că ai dreptate și nu asculți de nimeni, ești arogant. Mm -hmm. Dacă tu cauți adevărul și stabilești că părerile și faptele tale sunt conform adevărului și protejezi Biserica, dacă poți respecta principiile fără a fi constrâns de alții, Înseamnă că ai loialitate față de Dumnezeu și nu este aroganță, da. Dacă nu ești sigur că gândești corect, există și un principiu de practică. Respectiv, să spui ce crezi ca toți să poată avea părtășie și să afli cum să procedezi. Mm. Abigail și Dena nu erau conducătoare noi cu abateri minore care să merite șanse. Ele fuseseră conducătoare mult timp. Aveau un calibru slab, nu făceau lucrări practice și nu puteau rezolva nicio problemă. Sunt conducători falși. Să identifici falșii conducători și să-i înlocuiești la timp înseamnă să susții lucrarea bisericii. Nu e aroganță, și nu înseamnă că le refuzi o șansă. Da. Am văzut că erau probleme cu acele conducătoare, dar ca să nu spună că eram arogantă, nu mi-am susținut părerile. Trăiam conform filosofiilor satanice, le făceam pe plac oamenilor. Priveam cum lucrarea era întârziată fără a face ceva. Nu am făcut nicio lucrare propriu-zisă, Eram o conducătoare falsă. Dumnezeu detestă ce am făcut. Suspendarea mea a fost dreptatea lui Dumnezeu, mântuirea lui pentru mine. Am fost recunoscătoare lui Dumnezeu, regretând ce am făcut. M-am rugat, Dumnezeule, trăiam conform filozofiilor satanice. Am trădat adevărul și nu m-am ridicat la nivelul voii tale. Vreau să mă căiesc. Te rog să mă îndrumi în practicarea adevărului. Amin. Amin. Când atitudinea mi s-a schimbat, am fost aleasă din nou conducătoare, fiind încurajată să-mi fac datoria bine. Am fost foarte mișcată, recunoscătoare că Dumnezeu mi-a mai dat o șansă. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Mai târziu, am căutat o cale de practică pentru problemele mele, și am citit un pasaj. Având motivațiile și perspectiva unei persoane drăguțe, vei fi incapabil să practici adevărul și să respecti principiile. Vei eșua și vei cădea. Dacă nu te trezești și nu cauți adevărul, ești un non-credincios. Și nu vei dobândi adevărul și viața. Deci, ce să faci? Când te confrunți cu astfel de lucruri, trebuie să-l chem pe Dumnezeu prin rugăciune, să-i implori mântuirea și să-i cer lui Dumnezeu să-ți dea mai multă credință și tărie. Ca să poți respecta principiile, să faci ceea ce ar trebui, să acționezi conform principiilor, să rămâi pe poziție, să aperi interesele. Casei lui și să-i protejezi lucrarea. Dacă poți renunța la interesele tale personale, la reputație, la mentalitatea de persoană drăguță și să faci ceea ce trebuie cu inima onestă, neîmpărțită, îl vei fi învins pe Satana și vei fi dobândit acest aspect al adevărului. Dacă trăiești mereu după filozofia Satanei, menținându-ți relațiile, și ne practicând niciodată adevărul, fără să îndrăznești să respecti principiile, vei putea să practici adevărul în alte chestiuni? Nu vei avea credință, putere. Nefiind capabil să cauți sau să accepti adevărul, îl vei putea dobândi prin credința ta? Nu. Fără adevăr, poți fi mântuit? Nu poți. Dacă trăiești mereu după filozofiile satanei, lipsit de realitatea adevărului, nu poți fi mântuit. Ar trebui să știi că dobândirea adevărului este o condiție necesară. Cum se dobândește adevărul? Practicând adevărul și trăind după el, făcându-l baza vieții tale, atunci îl vei dobândi și vei avea viață. Și astfel vei fi mântuit. Amin. Amin. Am înțeles că fiind cineva care le face pe plac celorlalți, neîndrăznind să susțin principiile adevărului, să protejez Biserica. Prin acțiunile mele, protejam interese personale în detrimentul intereselor Bisericii. A fost o jignire și o trădare a lui. Dacă nu căutam adevărul ca să-mi rezolv problemele, aș fi fost alungată de Dumnezeu. Da. da. Am găsit și o cale de practică. Când vrem să ne protejăm interesele, ar trebui să ne rugăm și să ne bazăm pe Dumnezeu. Să-l rugăm să ne dea tărie, să respectăm principiile adevărului și să ne concentrăm pe interesele bisericii. Amin. Practicând astfel cu luminarea Duhului Sfânt, înțelegem din adevăr Hotărârea noastră de a-l practica crește, iar firile noastre corupte nu ne pot lega, deci putem trăi mai liber. Da. da. M-am hotărât să nu prioritizez relațiile cu alții în datorie și că în problemele de principiu trebuie să practic adevărul pentru a proteja biserica. Amin. Amin. Am descoperit că Rezultatele udării la biserica supravegheată de Roberta erau slabe și prezența la adunările nou era neregulată. Am aflat că Roberta nu făcea lucrări practice. Rare ori rezolva problemele nou și rare ori se interesa de lucrarea responsabililor cu udarea. Unii responsabili cu udarea aveau o umanitate slabă. Erau neglijenți și vigleni în îndatoririle lor. Iar ea nu i-a suspendat. Știam că Roberta nu mai putea rămâne supraveghetoare. Dar apoi mi-am spus: Roberta a fost partenera mea. Dacă află că am investigat-o și că vreau să o suspend, ce va crede despre mine? Va crede că acționez prea crud? mi-am dat seama că din nou voiam să-mi păstrez de relația cu oamenii. M-am rugat lui Dumnezeu, cerându-i putere, să pot susține principiile adevărului și proteja biserica. Amin. Bine. Apoi le-am spus conlucrătorilor despre suspendarea ei. Jackie a spus, Roberta supraveghează de un timp lucrarea de udare și are experiență. Va fi greu să găsești un înlocuitor adecvat. Mi-am păstrat punctul de vedere și nu am ajuns la compromisuri. Am raportat problema conducătorilor. Și după părtășia și analiza lor, au suspendat-o pe Roberta. Slavă lui Dumnezeu! Mi-am dat seama că oamenii care trăiesc conform filozofiilor satanice pot deveni josnici. Nu doar că afectează lucrarea Bisericii, ci îl fac și pe Dumnezeu să-i Practicarea adevărului. Ne poate aduce eliberare spirituală. Slavă Amin. lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu.